Raluca, ce ai făcut-o atâta amar de vreme în ritaj de una singură? Asta e întrebarea și asta vreau să văd. Deci cocktail regal. Am văzut pălăria, am văzut ținuta. Hai să o admirăm aici în platou, Raluca. Când te întorci pe stilero, dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admire, talentă perfect. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil elegant sau ghetto. Stilul tău poate ce stil de vedetă. Formele tale s-te pus pe copertă. Bravo, ai stil. Fanii toți sunt leșinați. E dependentă de priviri. Ai văzut-o pe la știri. În prima este dilată pupila. Fata criminală, flash and killer. Ea spune, e face, s-o plimbe, sunt brace. Și n-are ce face, că-i place. Că-i place, Raluca! Ilinca, știm unde merge concurenta, deja știm că a avut o temă, lor le place, trimit-o la noi, haide, gata, să încheiem. Repede, fetiță, că pleacă tramvaiul 90. Bine, Da. Raluca. Da. Ce să dacă așa... Bravo, ai stil când te întorci pe stilero, dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admire, talentă perfectă. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil elegant sau ghetto. Stilul tău poate ce stil de vedetă. Formele tale s-te pus pe copertă. Bravo, ai stil. Era ideal să ai o altă culoare de pălărie, dar până la urmă asta era pălăria. N-ai ce să faci, asta e situația. Aici se întâmplă o boșolceală, dar vrei să spun ceva? Nu-mi displace, drag. Nu? Nu. Mai faci așa, primește calificativele. Am și uitat. Dai, lasă, n-are nimic, că nu a deranjat pe nimeni. Bucură-te, te rog. Stai liniștit. E unul noaptea, nu se mai supără nimeni la ora asta. Din contră, se culcă lumea fericită. Mă rog, se duce la culcare, am vrut să zic. Da, nici mie nu-mi place culoarea. Fii atent, scoate accesoriile pe mână, că e ca nu cam perete. Da. Era un accesoriu de cap, dar l-am făcut eu brățară pentru nu că mi se părea nimic că... Nu-mi face nimic cu perlele alea, n-are niciun Dumnezeu, nicio legătură. Adică este o mică gherlă. Dacă credeai că se sortează cu sandalele, n-are legătură. Nu, m-am gândit că aș fi avut nevoie de ceva pe brațe. Aș fi schimbat sandalele și avea iritat și alte sandale potrivite, nu, cred că le și nu știu. Nu aveam, pentru că nu veneau. Cele negre. Exact. Cu pietre? Da. Sau alea cu pietre? Nu, acelea nu-mi vin, sunt 30. Dar care, Raluca, tu de care ne vrei? Dar are o problemă cu mărimea. Eu pentru că poartă destul de mare. Trăiește pe picior mare, adică. Cam așa. Am înțeles, deci nu-ți veneau. Nu puteți să-mi deșini ele. Îmi place ținuta, dragă. Păi luai astea. A, chiar mai potrivite, da. Ai plecat, mireasă, te-ai întors. Nașă. Mireasă. Sora miresi. Nașa. Nașa mare. Da, mă, ce-ai găsit accesoriul ăla? E foarte drăguț costumul ăștia, nu l-am mai văzut la niciuna. Da. Bune? Place. Păi e pe set. A, da? Mm-hmm. Dar bine, deci are ceva royal sau nu are? Dar totuși trebuie să apreciem că erau doar câteva elemente în ritaj cu care ar fi putut face styling. Bine, hai că apreciem atunci. Păi dați calificative dacă apreciați. Ia, dragă, calificativ. Raluca, 2, 3 și Raluca, bravo! Mulțumesc frumos, wow, ce bucurie! Da, două din trei, dar tot nu-i rău, e foarte bine. Vorbește și cu cei de acasă, te rog. Dragilor, m-am reîntors în competiție și vreau să fiți alături de mine de această dată, cum ați fost și data trecută, însă acum vreau să fiți cu adevărat alături de mine. 1 la 1, 2, 0, 6, vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Ai stil când te întorci pe stilero, dai cu parfum de atracție magnero, toți te admire, talentă perfectă.